Gestul deosebit al unor copii români din localitatea Probotești, Ținutul Herța, regiunea Cernăuți, a impresionat întreaga Bucovină. În cadrul atelierului de creație care funcționează la gimnaziul din localitate, deja de aproape 2 ani, elevii confecționează păpuși și haine naționale românești pentru acestea. Marcați de drama prin care trece o colegă de-a lor, rămasă orfană de mamă și cu tatăl invalid din copilărie, elevii de la gimnaziul din Probotești, regiunea Cernăuți, au decis să vândă o parte din aceste lucrări artistice și să-și ajute colega aflată în suferință. Mă numesc Sofia Tutunară și sunt din gimnaziul din Probotești. Împreună cu colegii mei a apărut ideea de a confecționa haine naționale pentru păpuși. Și astăzi, fiind în postul mare, a apărut ideea să o ajutăm pe o colegă de-a noastră. Ea este nevoită să trăiască în condiții mai grele. Ea a rămas fără mamă în copilărie și este foarte greu acum. Și am socotit așa că este bine să confecționăm hăinuțele aceste păpușe, să le vindem așa la pentru un bine la colega noastră. La Palatul Național al Românilor din Cernăuți a fost organizată o acțiune de caritate la care au participat reprezentanții comunității românești din regiunea Cernăuți, oameni de afaceri și simpli cernăuțeni sensibilizați de povestea fetiței orfane care își trăiește drama vieții printre lacrimi și suferințe. Mama ei a decedat cu mai mulți ani în urmă, iar tatăl este invalid din copilărie. Colegii de școală au decis să o ajute, au organizat o acțiune de caritate și au scos la vânzare o parte din păpușele confecționate de ei și îmbrăcate în haine naționale românești. E greu să-ți imaginezi povestea adevărată a unui copil orfan care se trezește dimineața și își pregătește singur hăinuțele și ghetuțele pentru școală. Micul dejun, dacă mai reușește, spune printre lacrimi Tatiana Tutunaru, conducătoarea cercului de creație de la gimnaziul din satul Probotești, regiunea Cernăuți, inițiatoarea acestei acțiuni de caritate. Mă numesc Tatiana Tutunaru, sunt profesoară de română și geografie la gimnaziul Probotești, Herța. Am venit astăzi la o frumoasă acțiune de caritate. De fapt, suntem și noi unii din inițiatori, dar datorăm acest eveniment, totuși, doamnelor române, societatea care ne-a implicat într-un proiect unde și-am început a confecționa niște păpușe îmbrăcate în haine naționale. Deci un fel de port național în miniatură. Și creând mai multe păpuși și dăruindu-le prietenilor noștri, s-au adunat și am hotărât că acum, în postul mare, să facem o acție de caritate în ajutorul unui copil mai necăjit decât cei care au lucrat la aceste păpuși. Și copiii, deși țin foarte mult la fiecare obiect confecționat de ei, au fost de acord să se desparte de aceste păpușele în folosul unui copil care necesită ajutor. E vorba de o fetiță, avem mai mulți copii necăjit, dar avem o fetiță cu niște necesități deosebite. De mult este orfană de mamă, iar tatăl este bolnav din copilărie și condițiile sunt foarte dificile. Această fetiță are nevoie de mult sprijin și ajutor și la fel ca încă câțiva copilași care așteaptă ajutorul celor din jur. La acțiunea de caritate de la inimă la inimă, care a avut loc la Cernăuți, în incinta Palatului Național al Românilor, a participat și doamna Irina Loredana Stănculescu, consul general al României la Cernăuți, care a rămas profund emoționată de gestul mărinimos al copiilor, dar și de cazul dramatic al fetiței orfane, oferind un ajutor consistent acestui copil din partea domniei sale și a colegilor de la Instituția Diplomatică Română. Sunt onorată să fiu astăzi alături de dumneavoastră la acest moment extraordinar de emoționant, la acest moment caritabil pentru acești copii minunați, pentru copiii care au nevoie din comunitatea românească. Mă bucur să-l văd astăzi și pe Kiril alături de noi, cu suflet mare, cu mama lui Victoria, venind în întâmpinarea copiilor cu nevoi din regiunea Cernăuți. Aș vrea pe această cale să mulțumesc doamnelor române pentru această manifestare de suflet, să mulțumesc doamnei Tatiana pentru implicarea dumneaei în acest atelier frumos
care cred că devine o tradiție în regiunea Cernăuți și sper să copieze și alte școli obiceiurile dumneavoastră frumoase. Mulțumesc în primul rând copiilor care s-au adunat și mă bucur că sunt alături de noi la această frumoasă manifestare, pentru că putem să le dăm un exemplu și ei ne dau nouă un exemplu celor mari și să învățăm unii de la ceilalți că trebuie să fim aproape și trebuie să facem lucruri frumoase împreună pentru a ajuta oamenii cu nevoi speciale. Eu mă alătur dumneavoastră, întreaga echipa Consulatului General al României la Cernăuți se alătură dumneavoastră la acest frumos moment. Am venit și noi cu un aport pentru această manifestare. Sper să ajutăm acești copii care au nevoie de noi astăzi. Este un moment dificil pentru Ucraina, este un moment dificil pentru întreaga societate și mai ales pentru acești copii care trec prin vremuri extrem de dificile fără să înțeleagă cu ce se confruntă. Am ascultat acest frumos cântec învățat de acești copilași despre Ucraina și mă doare sufletul să văd că mi-aș dori ca întotdeauna ei să cânte lucruri mai vesele, mai frumoase și să fie mai înălțători, pentru că copilăria nu se mai întoarce și toți. Cer scuze. Ne gândim cu nostalgie la aceste momente. Povestea de viață acestei fetițe a fost adusă la cunoștința românilor din Cernăuți de ziarista Maria Toacă, președintea societății Doamnele Române. Da, sunt Maria Toacă, președinta societății Doamnele Române, și am invitat azi prietenii noștri conaționali, avem și prietene din societatea femeilor ucrainene cu care noi colaborăm la o activitate, la o acțiune caritabilă. Ne aflăm în post mare, ne apropiem de înviere și ne purificăm nu numai prin rugăciune, prin iertare, dar și prin fapte bune. Inițiativa aparține copiilor la gimnaziul din Probotești, care noi ne cunoaștem de mult timp, prietenim, și ne-a dărit Dumnezeu acest noroc să-i avem pe acești copii aproape. Am colaborat în câteva proiecte, am realizat împreună. Ultimul proiect, poezia românească din nordul Bucovinei, cântată pe strun gitară, am început spectacolul de la acești copii, pentru că am țesut timp de 2 ani, țesim împreună istoria neamului. Toți copiii noștri iubesc sportul popular, dar la Probotești e ceva deosebit, că ei nu numai că iubesc sportul, dar îl confecționează cu mânuțele lor, și deoarece ei sunt copiii ginga și mici și cei ce fac ei tot lucrurile sunt mici, dar sunt adevărate bijuterii de artă populară. Astăzi ei au vrut ca să lucrul lor să vadă și un folos practic, dar pentru în beneficiul unei colegi pe care nu vreau să numesc, pentru că oricum e o fetiță care absolvește gimnaziu și e orfan, fără mamă, tata e bolnav, ei vor prin cei ce fac ei atât de frumos să ajute acest copil. Și noi ne-am adunat fiecare, adică ei nu vor să facă o vânzare, pentru că țin la lucrurile acestea, sunt frumoase, dar și sunt fără preț, deci ei nici n-a pus prețul, fiecare cât o să dorească de la inimă. Noi mai mult ne-am adunat într-o
univers al frumosului, atâta jale și durere și moarte în jur, și nu există un adăpost mai de nădejde și mai, o credință mai mare că avem pentru ce trăi și să ne fie viața dragă decât lumea copiilor și lucrurile care ei le fac. Creația lor îndeamnă la binefacere. Astăzi, prin creație, ne-am adunat să luăm din miracolul frumosului românesc creat de copii. Am rămas foarte emoționat de această acțiune de caritate care ne-a convins încă o dată că doar mână de la mână se pot face lucruri frumoase, se pot face lucruri care pot ajuta pe cineva în perioade mai grele a vieții. Niște copii foarte frumoși și talentați, un lucru confecționat de ei nemaipomenit de frumos, așa de multe româncuțe la un loc încă n-am văzut, o pot să vă prezint, o frumusețe rară confecționată de acești copii minunați și, după cum am înțeles, în viitorul apropiat, această româncuță frumoasă va avea și pereche. Un românaș, tot în hainele noastre tradiționale, și să încurajăm pe copii să facă cât mai mult bine, pentru că binele de fiecare dată va fi deasupra răului și doar așa ne vom putea susține unul pe altul, să supraviețuim ca națiune pe aceste meleaguri neoritice. Bravo, copilași! Vă dorim să creșteți mari, să fiți sănătoși și să aveți un viitor luminos. În cadrul acțiunii de caritate de la Inima la Inimă, organizată de un grup de copii români de la gimnaziul din localitatea Probotești, regiunea Cernăuți, cu scopul de a-i ajuta în această zi din postul mare al Sfântului Paște pe cei mai triști decât noi, s-au donat 14.000 de grivne, adică 350 de euro, bani care au fost deja dăruiți fetiței orfane, grație căreia a și fost organizată acțiunea de caritate.